Informație de ultimă oră acum la Antena 3. Accident pe podul Basarab. Un motociclist este resuscitat după ce a intrat într-un stâlp. Ar fi vrut să depășească o mașină, dar a lovit o bordură. Ce s-a întâmplat exact, aflăm de la colega mea Ioana Cășlaru. Ea este acolo. Ioana, ce știți, ce ați reușit să aflați despre acest accident și în ce stare este motociclistul? Bună ziua, Lorena, bun găsit tuturor! În momentul de față, el este resuscitat, așa cum ai anunțat și tu, însă, în momentul în care s-a produs accidentul, acesta a pierdut controlul la urcarea pe podul Basarab. În momentul în care a intrat în depășire, a încercat să depășească un autoturism pe partea stângă a acestuia și a pierdut controlul, a intrat într-o bordură, iar de acolo el a ricoșat direct într-un stâlp. Motocicleta a ajuns la câteva sute de metri distanță. În momentul de față, v-am spus că este resuscitat, probabil este un target pe care trebuie un timp anume în care acesta trebuie să fie resuscitat, iar martorii de la fața locului susțin că de când au ajuns era într-o stare instabilă de la impactul cu stâlpul. În același timp, traficul în zonă este blocat, poliția a pus bandă și iar mașinile trebuie să meargă în josul podului, acestea nu mai au voie să urce pe acest pod. Imagini indirect de pe podul Basarab. Motociclistul este resuscitat în continuare acolo la fața locului după ce a pierdut controlul și a intrat într-un stâlp. Ar fi vrut să depășească o mașină, dar a lovit una dintre borduri și de aici această situație destul de complicată. Așteptăm să primim și alte informații de acolo de la fața locului. Ioana, mulțumesc!